Glanda Thymus, acest secret al tinereții fără bătrânețe, cheia imunității sau pasajul dintre suflet și corpul fizic. Adesea fiind numit și protectorul inimii, este responsabil pentru reglarea energiei întregului corp. Este afectat cel mai mult de emoțiile negative, atunci când nu te simți în siguranță, când te simți atacat, neprotejat, thymusul este afectat. Gândurile, dar și cuvintele negative pot afecta thymusul asemenea unei infecții, reducându-i capacitatea de protecție a organismului. Mă întreb cine a avut interesul să nu știm de această glandă, că odată cu pierderea copilăriei, respectiv de la naștere până la 5 ani, acest thymus, această glandă, dispare. Fără acesta, sistemul nostru imunitar devine ineficient. Folosind tehnica simplă a masajului, poți contribui la reducerea nivelului de stres, îți îmbunătățești dispoziția. De asemenea, masajul thymusului sprijină sistemul imunitar, crește puterea și vitalitatea, ușurează tensiunea internă și va ajuta să redobândiți echilibrul în viață. Zona thymusului poate fi și masată circular, în sensul invers a celor de ceas. Cureți chakra, iar în sensul acelor se produce energizarea. Tot prin această tehnică putem să eliberăm emoții care încă nu au fost procesate sau blocate. Apoi instalăm emoții pozitive pentru a ajuta susținerea procesului de vindecare. Un fapt interesant este acela că thymusul apare încă din viața uterină. Deci, glanda începe să lucreze înainte de nașterea fătului, dar, din păcate, este primul organ care îmbătrânește. Și tot, din păcate, nu ni se aduce la cunoștință ca noi să învățăm să întreținem acest thymus pentru a ne prelungi viața. În primul rând, thymusul contribuie la dezvoltarea celulelor care protejează organismul de virusuri și bacterii. De asemenea, thymusul ajută la producerea hormonului timozină, care fortifică celulele pentru distrugerea bacteriilor, virusurilor și tumorilor. După cum s-a specificat deja, thymusul atinge apogeul dezvoltării la vârsta pubertății. Atunci poate ajunge să cântărească între 30 și 50 de grame. Pe măsură ce înaintezi în vârstă, thymusul se micșorează. La bătrânețe, glanda descrește până la 5 grame și este înlocuită de țesutul adipos. Această glandă este un factor important inclusiv în dirijarea funcției endocrine. Numeroși hormoni sunt rezultatul activității thymusului. Printre aceștia se află timozina, care pregătește celulele pentru combaterea virusurilor, hormonii umorali cu rol de îmbunătățire a reacției sistemului imunitar la atacul agenților patogeni și timulina, cu rol de fortificare a celulelor în combaterea bacteriilor. Funcția imunitară și cea endocrină nu sunt singurile funcții dirijate de thymus. Studiile arată că glanda produce și hormonul somnului, melatonina, insulina, hormonul asociat cu dezvoltarea sânilor și hormonul cu rol în reglarea creșterii. Nu uitați, la baza gâtului se află o scobitură sub care se află thymusul. Când te simți agitat, poți masa ușor cu degetele scobitura pentru a stimula glanda. Masajul ar trebui să dureze aproximativ 30 de secunde, timp în care respiri adânc și te gândești la lucruri plăcute. Protejarea thymusului începe prin adoptarea unei diete, desigur, care include alimente benefice. În principiu, tot ce este alcalin, ca fiind citrice, ardei, gras roșu, cătina și morcovii.